zic, Doamne, Dumnezeu ăsta cum duce grijă mie, că eu tot ziceam, zic, dacă fac asta, lipesc ceva lângă ea, eu n-am unde să pun o masă. Da. Uite, stai acum, asta sau acolo sus. Da. Te vântură vântul. Da. Mamă, zic, dar ce idee ai, parcă ai fost la inima mea și la sufletul meu, în gândul meu. A plecat ea. Așa. Că atât asta, o noapte, vine seara, dimineață. Placă, dacă e și, totuși e departe, chiar dacă suntem în ea. A spus că nu e departe dacă era drumul bun. Da. Зачем казак ты в степь умчал на вороном своем коне? Зачем ты встретился со мной, когда в Дону коня поил? Зачем чубатой красотой сердце подари? Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Зачем бросал сирень цвет? Полночное окно, зачем всех в мире лучше ты? Как солнце свет, когда темно, зачем желанный ты такой? Как синеглазый вешний дом, зачем станет? Судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба.
așa a fost treaba. Nu știu nu, cum vă să spun. Mie mi s-a părut fantastic. Nicu când mi-a spus, mă, ce să vezi acolo, cum mă zic, a cumpărat un șlep? Da, a cumpărat șlepul, că era așa de drag. Doamne, zic. Și acum primul lucru, când astea eu nu îndrăzneam să-i spun un izi, nu știu cât ajungem, până unde ajungem, nu știam da. Unde este. Vezi unde e podul ăla, tanti Tecla, vezi chestia la tanti Tecla. Mă zic, tot îmi spuneam și când am pornit atunci, zic. Zice, măi, zice, mai avem puțin până la tante, că aveți să mergem, zic, da, imediat, vâști, am pornit-o pe sirea asta, zangă, la pantaloni. Dar ea e mai dulce? Nu. Nu, e perfectă, perfect. Sărumâna, e perfectă, sărumâna. Și uite, asta este viața.